Nu mă mai gândesc chiar ca nici colțuri sunt eu, nu mă mai gândesc nici o haină. La o viață din pensie veți afla cum se descurcă soții Ion și Maria Nani din Raionul Hâncești la cei peste 80 de ani ai lor. Lunar, fiecare primește din partea statului aproximativ 2000 de lei. E cam puțin, n-ajunge, n-ajunge. Te duci la magazin, ia ca ieri am luat, i-o dat 20 de lei, am luat două pâini și o botcală, s-a dus 20 de lei. E pe topamuie cu prețurile și pensiile noastre. Păi dacă vrei, te duci într-o zi și cheltuite-te și pe urmă și te uiți în sus. Întreaga istorie o aflați doar la O viață din pensie. Bine v-am găsit la O viață din pensie, un proiect în care vă arătăm adevărata viață a pensionarilor din Republica Moldova, așa cum este ea, grea sau ușoară. Astăzi am ajuns în Raionul Hâncești la soții Ion și Maria Nani, care ne vor povesti cum e să trăiești doar din pensie. Doamna Maria, sunt bucuros că astăzi am ajuns și la dumneavoastră acasă, la Leușeni, Raionul Hâncești. Da. Mulțumesc, vă păzi Dumnezeu. Bine v-am găsit. Bine ați venit. Vreau să vă întreb, ce vârstă aveți dumneavoastră? Am 81 de ani. Mulți înainte. Și multă sănătate. Schimbiți, snăcăjiți. Știți că te tem de moarte, nu vrei să mori, dar când vrei să mori, nu vreau moartea să te... să aproape ei. Dar eu, tamam, ăsta-i voia lui Dumnezeu. Așa este. Nu zice nimic. Unde v-ați născut dumneavoastră? Eu m-am născut în satul Nemțeni. Nemțeni, Raionul? Hâncești. Tot Hâncești? Da. Când m-am născut, mare bucurie a fost la părinți că aveau trei băiței. Dar când am împlinit o lună, tatăl împlinitor de la război și mama. Și mama v-a crescut? Mama mi-a crescut. Da, dar așa de tare mă iubea și plângea când și-a luat rămas bun de-amu. Și-a luat pe front și când l-a primit ordin că se duce pe prima linie, i-a trimis mamei telegramă și a spus că să iei fata și să vii la Chișinău. Și mama m-a luat pe mine și-a grăit cu un comnat și cu o căruț cu boi s-a dus la Chișinău. A mers o zi și o noapte. Și nu-i prinie nimeni, nu-i prinit că era război. I-a prinit niște bătrâni. Și o stat pe prispă, era în octombrie, că era frig, brumă. Și tata mă ține în braț și plângea și zică, Milani, dacă nu-i veni înapoi, să nu te măriți că n-ai loc în pământ. Milani, să n-aduce al tată la copii. Tata avea 30 de ani și mama avea 26. Și a rămas cu un băițel de 4 ani și cu unul de 3 ani și cu mine de o lună. Și de atunci nu l-ați mai văzut pe tata? Nu l-am mai văzut. N-am zis tata niciodată. Dar nu știți unde este, unde a murit? La Cotul Domnului. În ultima scrisoare el scrie că când rămas bun de la viață și lua. Scria că e cu bătălie la Cotul Domnului. Și e o bătălie așa de mare, cum merge apa roșie de sânge. Dacă o scăpa de aici, nu-l revedea. Vă e slabă nedește.
Peste vreo câteva zile eu prind că e dispărut. Și e dispărut și în ziua de azi. V-a fost greu să creșteți fără tată? Foarte. Foarte. Și greutăți am trecut noi, Doamne ferește. Foame și frig de atâta aș vrea ca și ei o lege cumva să facă, să nu schinui bătrânii ăștia care suntem de vârsta mea. Pentru că noi am dus războiul. Noi am dus foamea. Cu noi s-a început colozul. Toate greutățile s-au început cu noi. Tata era cu românul și dacă era cu românul, rușii o amenința cu Siberia, rușii. Îi zice că cățau ieți și ești du-te în România. Și mi pare rău că românii nu... Măcar o cetățenie, dacă eu sunt urmaș, am suferit atâta, chiar mă merităm drepnică. Doamna Maria, ce ați muncit la viața dumneavoastră? Ce am muncit la viața mea? Eu pot să vă spun că eu am învățat tare bine la școală. Când am învățat 7 clasă și m-am dus la noi în sat, era până la 10. M-am dus în clasa 8-a. Mama era croitoreasă, era toamnă, avea mult de cusut. Dus să spopșui de la deal. Mai făta și o scroafă, o 12 pușei și m-a scos din școală. Nu te duci, nu ne prăpădim fără tine. Acasă și la lucru. Și m-am dus la lucru. Avem 13 ani, ca este foaia care... Din 55, mai în scurt, eu am ieșit la lucru cu zvenia, cum era atunci. Cu... Ideal. Ideal. Femeile Prășeu, Răsădeu. Dar pe noi copii, că eram mai mulți copii, că eram săraci atunci, eu vorbesc în numele la toți pensionarii. Pensionarii care sunt peste 80 de ani, să știți că nimeni nu umbla brambura cum umblă tineretul, am uiat cum umblă numai după bani lungi. Noi am muncit și pe capiș. Ne lua la grădină, ne pune la plijit. Erau niște lese lungi de 100 de metri și late de 6 metri. Umblam în genunchi în soare, cât era ziua de mare, și plângem. Plângem că am într-o scrisoare scrisă că pălănida era ghimpoasă și nemiloasă. Strigam la fratele meu, vină Gheorghiț și o smulge tu, că era primare și vieșțelile mele mă usturau. Sara îmi punea mama mânuțele în cănuța cu apă rece să neasă. Lucram cu bărbații, cam uia iarna, toamna, făceam hăraj cu bărbații în păduri, tăiem mulajă, rogojâni, coșărși. M-am făcut, știu, afași și coșărși și tăcerești. Ați avut o muncă de bărbat. Foarte grea, foarte grea. Și sărăcie era, și pe mare greutate era, și copilărie am avut noi să nu mai ajungă nimeni. Dar pe parcursul vieții dumneavoastră ce ați muncit? Eu, tot la deal? Tot. Mai în scurt, eu am lucrat anii și ea, când aveam 14 ani, eu lucram în colhoz. Eu toată viața de copil am trăit cu schinarea de foc. Am unde și nijele, că ajungem noi pensionarii ăștia tot la... Și tu știi gândești cât foc să faci. La mine n-am, e larg. Casa n-am făcut-o eu. Nu am făcut-o, s-o răschit casa și ea. Dar mai în scurt, bărbații se duceau și tăiau un salc în mare. Alegeau tot schinii, îi dădea cu bărdița jos și lua lepnul schinare și se ducea. Dar eu, ca un copil, mă ducem și luam câte o crenguță, câte un schin, câte un schin și făceam o legătură, o legam și în schinare și făceam acasă. Așa de mititic am cărat cu schinarea până când am ieșit la lucru. Când aveam 14 ani, m-am dus la pădurare și am zis că, bă, de Ștefane, ce aș putea eu să lucrez, că să-mi dai o căruță de lemne la iarnă. Văd că să vii la lucru 10 zile la pădure. Tot prășăm, avea popșoi, pădurare pe pădure, avea popșoi, avea... Am lucrat 10 zile. Am ajuns iarna. Mă duc la dânsul, zic că ne trebuie lemne, ce facem noi? Vină cu măta într-o zi și strângeți din pădure. Ne-am dus în pădure și am strâns lemnele, am făcut o grămadă, am luat un topor cu noi, care era o creangă ruptă, care
Apoi tăiem noi uscate. Am făcut o grămadă de lemn. M-am zis la brigadieri. Mi-a dat căruțaș, căruță. Dar la noi cum era? La noi era așa. Era granița și era pădurea. Satul era încoace. S-a ratit ceilalți stabă, te scrie ei că mâine într-un pădure. Și dimineața când trece soldatul pe graniță, deschide poarta la graniță și le dă de drum. Te străga pe pisul și dă de drum. Căruțașul mers cu mine. Am ajuns la lemne. Când am ajuns la lemne, zici că este lemnele, zici că este. Uți că dă-te jos și așteaptă-mă că eu mă duc să-mi întorc căruța. Aveam un drum ușor îngust, prin pădure, câte două roți de o căruță. Nu erau tractoare. Și el s-a dus, eu m-am așezat pe lemn. Avem o rochiță și avem un jachetel, dar era un timp, o șeață deasă, curge din copaci, niște picături răși, șmâșcate, ca când plouă. Și am șezut pe lemn, și am șezut, căruțașul meu nu a mai venit. M-a plouat, m-a udat până la chele. Vi după masă, s-a întors un vânt din sus și-a înghețat hainele pe mine, cum îngheață rufile pe sârmă. O înghețat tăte. M-am uitat și încolo, nu s-auză nică, eram singuric în mijloc pădurii. Atunci când am văzut când sărează, Doamne, și de strașnic pădurea, vuie așa de tare, se înduieu copacii, se rupeau crengi, pocneu. Mi-am dat seama că căruțașul meu s-a dus numai vie. Și m-am întors din pădure, să ies din pădure. Nu știam nici drumul. Am șeptat plânge, eu n-am avut nici apă, n-am avut nici mâncare. M-am dus să întorc căruța, să încarc lemnele. Și m-am pornit pe drumul cel care am venit. Și fugim, și mai tare mă lua groaza și mă lua frica. Fugim și plângem și nici nu știem unde fug. Fugind așa pe drumul cealaltă, s-au auzit niște topoare în partea dreaptă. Bătea cineva, tăie la pădure. Eu, ascultând așa, m-am întors, am ascultat, da, s-au topoare. Am început a fugi în direcție și ea. De-a dreptul prin pădure, mă zgâriem, mă închidicam, chicam, plângem și fugim. Și am ajuns la niște oameni dintr-o sat vecin. Când am ajuns, oamenii și eu început să ne-ri. De unde te-ai luat copilă? Și de unde vii? De unde te-ai luat în păduri? Am început să plânge și le spunem, ia ca așa. Unul și-a lepădat haina lui și m-a învălit pe mine, dar știi dacă eu eram în viață. M-a învălit pe mine. Unul a scos o coajă de pâine uscată din torba lui și mi-a dat-o să mănânc eu. Și mai în scurt cu dânsă i-am ieșit din păduri, am venit la brigadieri, că m-am venit fără lemne, am venit acasă noaptea, udă. Știu că atunci m-am îmbolnăzit, știu că m-am îmbolnăzit cu gaze, nu știu ce am făcut, tot am avut temperatură. Și mai în scurt, asta a fost copilăria mea, că la 13-14 ani și știu în copilărie în ziua de azi. Și în scurt, ea ca așa a fost, cam am lucrat la câmp, am lucrat la șiera. Dar era lucru greu, domnule. Nu era cum i-am mecanizat. Atunci era tot de mână. Nu era combine, dar era molotarcă. Se chema molotarcă. Oamenii coseau greu, noi alegam snopi. Pe urmă aducea, era ca o combine. O aducea aici. Oamenii hrăneau cu furșile, luau snopii și îi dădeau la molotarcă. Noi trăgem paile, dar când ajungeai la tras paile acolo, apoi timnădușăi, cum e la spatele combainii, așa trebuie, timnădușăi, când ieșai de acolo, așa luai de pe tine. Tare greu lucru a fost. Molotarcă, minoașele. De unde ați ieșit la pensie? Eu m-am ieșit de la vamă. Ați lucrat la vamă? Eu, mai scurt, cum? Eu m-am căsătorit în 60. De lucrat, am lucrat din 55. Am sprăușile astea, dar în hârtilicele. Am lucrat din 55 până în 60. Din 60, când am venit aici,
tot la câmp am lucrat, la deal am lucrat. Am lucrat până în 64. În 63 m-am îmbolnăvit. În 63 m-am îmbolnăzit, am început să mă năduș, am început să-mi bată inima, că socrul meu Dumnezeu să alerte întotdeauna, zic, tu de atunci când ai înghețat în pădure. Și mai în scurt, în 64 m-am îmbolnăzit. Am șezut și săptămână dușăm, că era patul ridicat așa, culcată, nu putem ședea, numai pe șezut ședem. Mă dușăm, bătie inima, așa îmi blaș haina și restitet. Și că atunci vreau să spun că am avut un doctor care nu merita numele. În fiecare zi vine și mă întreba, cum te simți, Nani? Rău. Mai rău azi și e. Dar cum te simți? Zic, mă mădușă, mai tare este mădușă. Bate inima, mai tare ar să bată. Picioarele s-au înflat și nu mă închipuie picioarele ca așa e. Dacă s-au înflat picioarele, dar n-avem ce-ți faci. Mai în scurt 6 săptămâni, să-ți pui un medic în față că tu nu mai ai zile și ești, ai 21 de ani, oare și sunt bolna cu ceară. Și după 64 ce ați mâncat? Și în 64, tot doctorul ceară l-a mânținut 6 săptămâni în Lăpușna și m-a trimis la Hâncești, la Hâncești, la Chișinău, la Chișinău, trebuie să-mi fac operații la inimă, ori la Chiev, ori la Moscova. Eu m-am unit, eram tânăr, vrem viață, avem fetița asta, avem o manjimătate. Și mai în scurt, au fost probleme mari atunci. M-a trimis la Hâncești, la Hâncești, la Chișinău. I-am dat foaia medicului, s-a uitat într-un să așați. M-am așezat, scrie. Începe, da, recete. Asta e injecție în vână, asta e injecție în mușchi, asta e tabletea. Eu am început a plânge. Zic, și mă trimiteți pe mine acasă. Mie mi-au spus că o să mă trimiteți la Moscova, la Chiev, să-mi fac operație la inimă. Dar era o doctoreasă bătrână. E ce e ea, Verbuch, Ana Dimitrievna. Și, dar ei se uită la mine și zice, fetițo, ascultă-mă pe mine, fetițo. Ilea Curie este așa, du-te acasă. Operația asta e risc. E risc mare. Poate să lucreze inima mai rău. Dar cu inima asta ta trăiești 50 de ani. Și lucrezi. Zic, la câmp lucrezi. La câmp n-ai să poți lucra. N-ai să mai lucrezi. Dar noi ia să-ți dăm spravcă de lucru ușor și ai să aduci la cantoria voastră și a să-ți dea întotdeauna lucru ușor. Aici 10 ani, eu am lucrat pe spravcă de orice trud. Când se mântuie una, mântuiem lucru, trece două luni, trei, iar vine brigadierul, dușat spravcă, aducem spravcă. Între anii ăștia, 10 ani, am lucrat la bibliotecă. Am lucrat cu Nina lui Arsenie, am lucrat cu Dusea lui Plășintă, am lucrat cu Ana lui Cărăman, la trei bibliotecare am lucrat. Am lucrat la primărie, servitoare lucram, pe mătură lucram. Am lucrat la primărie, am lucrat în locul la o femeie în decret a ieșit și în cunoscut cu mine, că eu eram la... El lucra la primărie și înlocuim ops la primărie. Și el s-a pornit de acasă la Rodom și pe la primărie începta și răutar și intra la o vecină. Vecina și ea mă cheam pe mine. Când am intrat eu, e năște. Așa eu fugit afară, i-am prins naștere, i-am tăiat buricul la copil, chiar că trăiește și amul. Unde am mai lucrat eu? Am lucrat o ciocică în carieră. Tregea Dimitriu, șeful meu care era atunci, ea trăiește. Dar n-am nică de la dânsul. Și ați ajuns și la vamă să munciți. Stai că azi nu mai spun una. Și mai în scurt am lucrat o ciocică în carieră, ca stupau gârlile pe după deal. Am lucrat la două excavatori, la trei ATB-uri. ATB 37, ATB Criuleni și Hâncești. Eu ședeam în jocul drumului, în soare, în vânt, în ce era. Vine o mașină de la ceala, vine o mașină de la ceala. Am lucrat un an. Am lucrat la aptecă. Mai în scurt 10 ani, unde au fost de lucru, eu n-am stat acasă deloc. Toată lumea știe că eu am lucrat. Pe urmă, omul meu lucra în colhoz. Era cel mai bun lucrător. El era numai pe tabla de cinste.
Eu venit de la vamă, șeful venit de la vamă, și zice că moș Ioane, hai, leapă din Italia, și hai la lucru, pe tractor la vamă. El zice că nu. Eu spirez readul 5, eu prinesc leapă bună, eu nu leapă de aici. Vă zic că noi te punem pe razreadul 5, noi îți plătim încă mai mult, dar netalele e la vamă. Dar el zice că eu la vamă pot să vin, numai dacă femeii mele dați un lucru postoiană. Și mai scurt, așa l-au spus, că între netale și peste o lună, două, îi găsim și femeie de lucru. Și mai scurt, ne-au dat de lucru. La vamă. La vamă. Sanitar când la mie punct. Sanitar la mie punct. Acolo era o cameră și ea, avem câte o lucrătorie în fiecare zi, era ghine. Și am lucrat, și 15 ani acolo. 15 ani și aproape 16 ani. Doamna Ana, spuneți, vă rog, cu ce staj de muncă ați ieșit la pensie? Vreau să vă spun că eu am încă nu ne-am mărit pensia deloc. Am scris, am văzut-o pe prim-ministru, cum o lămurit, că ia ca noi vă mărim pensiile așa, ia ca noi vă dăm așa. Dacă nu sunteți mânțăniți, am făcut inspecția socială și v-a dat numărul și scris la inspecția socială să facă recalculare. Când mi-a venit răspuns de acolo mi-a venit că eu am știut ce am lucrat. Eu n-am știut că foile și alea nu sunt foile și alea, eu le-am și azi, le-am. Dacă îmi faci recalculare, eu le-am. Ia că aș spune și foile și alea două, eu le-am. Dar dumneavoastră cât ați muncit în total? Păi bine, domnule, aici sunt peste 15 ani. Și cu 9? 15 și cu 9, 24. Și cu 3? 27. 27. Și cu așa 10 care am lucrat pe astea? 37. Adică 22 de ani de muncă nu v-au pus? Păi dar nu spus, domnule. Iată, vă spun că iată, am și sprăvșele și am și foile cele, ca să vi le arăt, iată, eu sunt ieșită cu anii aici care i-am aici. Iată. Și am și scrisoarea de la prim-ministru care îmi spune că n-am stajul. Nu să mă duc eu să mă jeruiam, dar eu nu mă pot duce, eu nu pot îmbla. Atunci unde este dreptatea, doamna Maria? Păi vă întreb și eu. Și acum ce viață duceți dumneavoastră? Am mai adus o viață cum am dus-o în copilărie. Și-ți mă uite că ni se vădim amândoi, nu mai pune mai pe foc să încălzit o leacă sopa. Acum sunteți la bătrâneță, vreau să vă întreb în tinerețe, când munceați, cât de des vă gândeați la bătrâneță, că o să ajungeți și dumneavoastră la bătrâneță, la pensie? Eu, de o pildă, domnule, nu m-am gândit niciodată. Pentru că eu câte boli am suferit și când câte am trecut, eu am fost pregătită de moarte. Câți copii aveți și unde sunt ei? Vreau să vă spun că eu am o familie frumoasă. Am 3 copii, am 8 nepoți și am 11 strănepoți. Copiii, nepoții, vă ajută financiar? Nu mai stă de America, mama îi ajută, dar ești lanțau greutățile lor. Ce pensie aveți acum? 1800. 1800 de lei? Da. Ce faceți cu 1800 de lei? Principalul. La ce vă ajunge 1800 de lei? Ce faceți cu 1800? Nu mă mai gândesc ea ca nici colțuni sunt eu, nu mă mai gândesc nici o haină, eu îi las că... Fetele au grijă și să zic și încălța și de îmbrăcat și de tăcelea. Thank you.
Domnule, eu vreau să vă întreb, ce vârstă aveți dumneavoastră? A intrat în 86 de ani. Mulți înainte. Din 37 pe 16 octombrie, ea ca am aia, cât am octombrie, noiembrie și decembrie. Socotește că a intrat în 86 de ani. Dar unde v-ați născut dumneavoastră? În satul Leoșani, satul vechi, dar mă suntem în satul nou. Ce ați muncit la viața dumneavoastră? Am muncit la păscut vașile cu tata și după aceea a intrat la tractorist și am lucrat tractorist 49 de ani. Dar cât câștigați dumneavoastră atunci pe lună? Atunci era într-o două zile. Făceai 200 de trudă zile pe an, peste 200. Și cât primeați? Da, păi, cu rubli și alea erau rubli rusești, cum se spune. Vreau să vă întreb, cât de des dumneavoastră vă gândeați la bătrâneță când erați tânăr? Dar nu mă gândeam ca să ajungă să lați ani. Nu? Nu. Nu vă gândeați că nu o să vă descurcați la pensie, o să vă fie greu, nu vă temeați? Ei, după timpul care le-am petrecut, cam asta a fost. Ce să faci? Ce pensie aveți dumneavoastră? Și pensie am. Când aș la pensie, am ieșit cu 500 de lei, dar am 2200. E mult, e puțin pentru dumneavoastră? E cam puțin. N-ajunge. N-ajunge. Te duci la magazin, ia ca ieri am luat, mi-o dat 20 de lei, am luat două pâini și o botcală. Și s-a dus 20 de lei. Și n-a ieșit. Ca și la pensie să ai măcar vreo 5.000, 6.000 de lei ca să ajungă, da? Dar la cine-ți duci și pensia, la dumneavoastră sau la soții? Cine-i cu banul în casă? E economistul casei. Da, e cu socoteala. Vreau să vă întreb, la 86 de ani, dacă mai aveți puteri să mai faceți ceva prin ogradă? Să munciți, să prășiți, să săpați, să tăiați un lemn? Asta o fac. Mai sunt puteri? Mai am, nu. Vreau să vă întreb, cu ce încălziți casa dumneavoastră? Cu gaz, lemne, cărbune? Cu lemne. Și sunt lemne de ajuns până la sfârșitul iernii, sau nu? Cam nu cred să ne ajungă. Nu cred să ne ajungă. Anul ăsta și lemnele s-au scumpit? Și greu de găsit? Da, asta e. Vreau să vă întreb dacă acum vă simțiți un pensionar fericit aici, în Republica Moldova? Da, păi după anii ăștia care am, de-amă... Cam pe aici. Azi ești, mâine nu ești. Dar fericirea este? Ei, de gând de rău, mergem înainte. Ce vă doriți acum cel mai mult? Sănătate. Sănătate și de la Dumnezeu. Sunt de toate în magazin când întrușesc și mă uit la fete. Trebuie să iau numai fără care nu pot. E pe topa mea cu prețurile și pensiile noastre. Păi dacă vrei, te duci într-o zi și cheltuie și pe urmă și te uiți în sus. E ca un campot să fac. Chisăliță, cum se mai spune? Chisăliță. Pensia nu ne face fericită cum de dăm noi. Și facem noi amuia din pensia asta? Păi asta e cea mai mare problema noastră. Avem probleme cu picioarele, cu tensiunea, dar inima aici și aici, ca că mă strânge. Așa ea. De cât timp sunteți împreună? Noi? De 63 de ani. Vine cu un ajutor financiar pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, de 5.000 de lei. Vrem ca bătrânețea, viața, să vă fie mai ușoară. Asta este pentru dumneavoastră. Bine, eu. La o viață din pensie veți afla cum se descurcă soții Ion și Maria Nani din Raionul Hâncești la cei peste 80 de ani ai lor. Lunar, fiecare primește din partea statului aproximativ 2000 de lei.
Te tem de moarte și nu vrei să mori, dar când vrei să mori, nu vreau moartea să te... să aproape ei. Dar jura ca și ei o lege cumva să facă, să nu schinui bătrânii ăștia care, care suntem de vârsta mea. Pentru că noi nu i-am dus războiul, nu i-am dus foamea, că noi s-a început colozul. Toate greutățile s-au început cu noi. Tata era cu românul și dacă era cu românul, rușii o amenința cu Siberia, rușii. Îi zice că cățau ies țânși și du-te în România. Pensionarii care sunt peste 80 de ani, să știți că nimeni nu umbla brambura cum umblă tineretul, am uia cum umblă numai bani lungi. Noi am muncit și pe capiși. Lucram cu bărbații, ca am uia iarna, toamna, făceam hărași cu bărbații în păduri, tăiem mlajă, rogojâni. Am uia dus și mă viață cum am dus-o în copilărie. Și atunci mă uite că ni se vădim amândoi, nu mai pune mai pe foc să încălzit o leac sopa. Păi nu mă mai gândesc ea ca nici colțuni sunt eu, nu mă mai gândesc nici o haină. Ea ca ieri am luat, i-o dat 20 de lei, am luat două pâini și o botcală și s-a dus 20 de lei. Doamna Maria, vreau să vă întreb, de unde vă procurați produse? De la magazin, de la piață? De la piață nu prea. Nici nu mă pot duce și lui el nu... n-a știi să iei. Dar de la magazine. Vă duceți dumneavoastră, soțul? Îl trimit și pe dânsul și eu, dar mai scurt, Dumnezeu să le dea sănătate la copii. Ei vă fac cumpărături? Ei ne aduc, ia cam uia de Crăciun, dacă vine... care vine, nu vine degeaba. Și cu mâna goală? Cu mâna goală. Eu sod de spălat nu cumpăr, tăti care trebuie în baie nu cumpăr. Dar soțul când merge la magazin, câți bani îi puneți acolo în buzunar? Cât al trimit după pâine și după botcală, îi dau numai 10 lei. Eu v-am spus că sunt de toate magazin când intru și mă uit la tăti. Trebuie să iau numai fără care nu pot. Numai fără care nu... Dar îl trimiteți des la magazin? Când am nevoie. Uite și mie. Dar pâine cât de des cumpărați? Cumpăr pâine când îmi trebuie, dar eu și coc. Coaceți? Coc. Coc. Dar cât e pâine acum la dumneavoastră? Da, păi e și de 7, și de 9. S-a scumpit și pâine? Da, acum, ea ca ieri a fost că... Dar prețurile astea care din ultima perioadă sunt la buzunar? Am potopul, domnule. E pe potopul nu e cu prețurile și pensiile noastre. Păi dacă vrei, te duci într-o zi și cheltuită-te și apă pe urmă și te uiți în sus. Și să facem noi? Noi suntem într-o perioadă ca acum, nu știu cum să zic eu, foarte obișnuiți suntem noi. Noi, pensionarii de vârsta noastră, suntem foarte, foarte obișnuiți. Nici nu putem lucra, nici nu putem... Copiii vă aduc și... zahăr, și orez, și da, crișcă, da, tot vă da, aduc. Da, vă da, proste. Doamna Maria, vreau să vă întreb, dar dacă copiii nu v-ar ajuta, nu v-ar aduce produse, nu v-ar da 100, 200, 300 de lei acolo, ce ați face? E în prăpădie. Nu mă închipui eu fără copii. Nu mă închipui. Cu pensia dumneavoastră? Deci și să mai grăim pensia noastră.
Doamna Maria, acum mâncarea e la ordinea zilei. Da. Dar ce vreți să faceți cu mierile? Ia că un compot să fac. Chisăliță, cum se mai spune? Chisăliță. Ia că am plăsinte coapte și fac o chisăliță și mâncăm. Care e? Eu mai beau un pahar de zi, eu beau un... Eu nu mă supăr. Fiecare cu băutura lui. E mâncare. Fiecare cu porția lui. El nu vrea să bei nici ceai cu mine. Dar ce vă permiteți dumneavoastră acum la pensie să pregătiți? De ce le fac? Dar sunt dietă. Carne de porcă nu mănânc, de rață nu mănânc, de căscă nu mănânc. Numai de iepure, de rață multă. Și... Dar mâncați ceea ce vă doriți dumneavoastră? Păi, dar mănânc și pot. Eu, cum știu să zic, din pensie, eu nu sc să râd. Foamea. Foamea. Eu din mâncarea, el mănânc și a 20, și a 30, dar eu azi am făcut-o, azi o mănânc. Adică dumneavoastră gătiți în fiecare zi? În fiecare zi. În fiecare zi și sară și dimineața. Dar și crezi că la mine dimineața e caș și ceaia. Și unde? Da, soțul? Macaroni, brânză, mănânc și el. Că n-are cotro, că nu pot face două mâncări. La anează? La anează, o supă, un borș. Borșul numai că îi pun toate cele pe buruiene, dar borș pun numai de saniros. Nu, nu pus și acru. Acru eu nu mănânc deloc, am probleme mari, am probleme de la operație. Îmi frizi gura, eu șed cu ulei de câte mai permanent la mine. Dar seara ce mâncați? Seara tot o caș, tot un ceai, o plăsintă, o blinic, o... Găsim noi. Nu-i problemă. Cartofi, fasole? Fasole nu mănânc. Cartofile sunt tot felul. Șerți și coapte și prăjite și... Sunt la puterii cartofii? Da, da, da. Cartofi. Eu cumpăr un sac de seapă, cumpăr un sac de cartofi, cumpăr când ies. Dar cum mâncați mai bine sau până la pensie mâncați mai bine, doamna Maria? Până la pensie mâncam tot celea. Ținem porci, tăiem, prăptură. Dar nu, eu prăjit nu mănânc nică. Dar care e mâncarea dumneavoastră preferată? Ce vă place mai mult? Lactatele, peștele. Și vă permiteți să mâncați? E... Din pensie, să procurați? Cumpăr. Cumpăr. E ca am întuit un pește, îmi da 270 de lei pe un pește mare. Pentru că de alimentație depinde și sănătatea dumneavoastră. Păi, dar la mine, da, la mine tot e asta. Mă frizi gura și... Și nu numai gura, dar tot, îngrețul, mărăciune. E probleme. Odată ce pensia mică, dacă ați alege să achitați facturile sau să mâncați mai bunișor, ce ați alege? Facturile? Facturile nu. Nu vreau să rămân în datorii. Adică și una și alta? Nu, nu, nu. Aici sta lucru, nu se poate pe dar fiecare. Dacă ar mă lua după mâncare și m-ar plăti, păi unde ești țară. Dar ce vă doriți acum cel mai mult dumneavoastră? Cel mai mult acum ea, eu îmi doresc și la tâtul lumea îi doresc pași. Pașii e cei mai scumpă pe lume și pe pământ. Când eram în clasa 1, am spus o poezie mică. Fetița din Paris, în clasa 1 eram. O fetiță din capitala Franței a ieșit în drum cu un placat. A ieșit în rând cu un placat. Pace, scria pe placatul ce-l purta fetița. Dar eu vreau să strâng o dată tare. Să aud în lumea mare. Să aud și acei slugoi care prind în lume război. Să fie pași în lumea toată, să aibă toți copiii lumii tată. Eu am crescut fără tată din cauza războiului. Thank you.
Doamna Maria, l-am întrebat pe soțul dumneavoastră, acum vă întreb și pe dumneavoastră. Acum sunteți în Republica Moldova, sunteți la pensii. Vreau să vă întreb dacă vă simțiți o pensionară fericită aici în țară. Aș fi fericită, cu bucurie de copii, că am copii, că nepoți, am strănepoți, frumoși, sănătoși. Dar pensia vă face fericită? Pensia nu ne face fericită cum de dăm noi. Și facem noi amuia din pensia asta? Păi asta e cea mai mare problema noastră. Încotro te întorci n-ai. Dacă nu ai de foc și nu ai, am ajuns noi, noi amuia, eu nu țin nici porc, nici gâscă, nici rață, nică. Am o două găieni și gata, nu mai am nică. Dar ce pensii v-ați dorit dumneavoastră ca să fiți fericită? Să nu stați cu grijă a zălii de mâini, să nu așteptați ajutor de la copii. Și 7 mii să știm și noi cum eram odată. Doamna Maria, cum vă simțiți dumneavoastră acum, cu sănătatea, cum înduciți? Sănătatea foarte, foarte greu. De foarte ce? Foarte greu. Păi dacă din 63 sunt numai pe boli și pe boli de una, cum îmi zice, ia, avem o doctoreasă tare bună la Cotumurești. Când mă duc la dânsa, știi și îmi zice, e telecuiește și cu o vorbă bună, nu numai cu asta. Zici că, chiuși Mariei, Dani tale, nu ești de una și între alta. Nu ești de una și între alta. Cred că așa de la Dumnezeu să sufăr dureri. Aveți probleme cu picioare, tensiunea? Avem probleme cu picioarele, cu tensiunea, dar inima aici și aici, ca că mă strânge așa ea. Și accident am avut, m-am făcut păcățele. Îmi dau seama, doamna Maria, că acum stați mai mult pe medicamente. Păi așa am băut 4 tablete dimineața, înainte de a veni dumneavoastră. Și punga asta lângă dumneavoastră, cu medicamente pline. Ei, și punga asta nu-i nică, că dacă nu vreți să vă trag să-l tari, să vă arăt medicamentele care e... Ia uite. Și asta lunar? Carbonă. Și lunar e fiecare zi. Am un sac de astea. Cât din pensia dumneavoastră se duce pe medicamente? Da, puteți să ziceți că altă lună le dau pe toate. Vreau să vă întreb dacă primiți ajutor perioada rece a anului. Perioada rece primim. Și am primit. Alt fel de ajutor nu primiți? Nu. 1500 i-ați primit? 1500 am primit. Dar și 1500, domnule, și 1500, că e 1800, ia ca un pachet de tableți. Acum vreau să vă întreb, soțul este lângă dumneavoastră, de cât timp sunteți împreună? Noi? De 63 de ani. 63 de ani? Da. Tot am așteptat să-mi și imaginele. El cât a fost în colhoz, el a fost pe tabla de cinste. Casa și eu am ștucăturit o tătă și numai casa mea era în sat. Casa mea era făcut croșcă de cei care-i vâșca la vamă. Ați avut o relație frumoasă? Am avut o relație frumoasă, dar el acasă m-a pretras. Cum? Nu am în vedere că... A fost la muncă. Muncă. Sentimentul ăsta de dragoste se mai păstrează și acum? Eu ce să vă spun, de dragoste, de frumusață, trebuie să știe, să ai soveste unul de altul. Responsabilitate. Da, așa, trebuie să ai că frumusața și că când te uitai la frumusață. Asta e o prostie. Trebuie să te înțelegi. Domnul Ion, doamna Maria, vreau să vă întreb dacă anul 2022 ați fost cuminți. E până prost, că l-am petrecut. Dacă ați fost cu minți, a ajuns moșul și la dumneavoastră. Ei. Jurnal TV împreună cu Asociația pentru Susținerea Inițiativelor Comunitare și Sportului vine cu un ajutor financiar pentru dumneavoastră, pentru familia dumneavoastră, de 5.000 de lei. Vrem ca bătrânețea, viața, să vă fie mai ușoară. Asta este pentru dumneavoastră. Nenel, eu. Să fiți fericiți. Mulțumim frumos. Și să acoperiți greutățile. Mulțumim frumos, dar trebuie în toată luna să veniți. În toată luna să veniți. Dar și înțelegem. Noi mai așteaptă și alți bătrâni. Vreau să vă întreb ce o să faceți cu banii. Cu banii? Păi poate un găzuri, lemni, ori cărbuni. Asta-i, focul omul e. Vă dorim multă sănătate și să fiți împreună încă mulți, mulți ani înainte. Mulțumim. Voia Domnului. Sănătate. Sănătate.
Atât pentru astăzi. Cum e să trăiești doar din pensie, ați auzit și dumneavoastră de la soții Ion și Maria Nani din Raionul Hâncești. Cu voi a fost Adrian Prodan la O viață din pensie. Ne revedem sâmbăta viitoare la aceeași oră. Să aveți o viață liniștită și lipsită de griji.